O să vă rog foarte mult să fiți atenți la ceea ce o să vă spun în continuare. După cum ați putut observa, în Piața Unirii din Focșani au fost amplajate deja 6 puncte de distribuire a lampioanelor. Imediat după un scurt instructaj de folosire a lampioanelor, acestea vă vor fi împărțite de colegii mei din cele 6 zone bine delimitate. Le-ați văzut, sunt acele zone încercuite de gărdulețile acele albastre. Și atenție! Înainte de a vă prezenta pe scurt modul de manevrare a unui lampion, vă rog să țineți cont de faptul că pentru lansarea unui lampion este nevoie de 2 persoane. Așadar, trebuie să fiți 2 persoane la fiecare lampion, să nu vă înghesuiți să vă luați fiecare un lampion, pentru că nu o să puteți să le lansați singuri. Da? Practic, o persoană ține lampionul și cea de-a doua îl aprinde. În primul rând, veți scoate lampionul din ambalajul de plastic, îl desfaceți și conform... și verificați integritatea învelișului exterior. Dacă observați că este rupt, nu folosiți acel lampion. Deci dacă observați că are vreo ruptură pe undeva, vă rugăm să nu folosiți acel lampion. Veți vedea că la baza lampionului există o pastilă de combustibil deja montată pe suport. Asigurați-vă că pastila stă bine prinsă și nu există riscul ca aceasta să cadă în timpul zborului. În continuare, o persoană va ține lampionul desfăcut, iar a doua persoană va prinde combustibilul, de preferat cu o brichetă. Aveți grijă ca lampionul să nu se ardă pe margine. Deci aveți grijă lampionul să nu se ardă pe margine. Țineți lampionul în această poziție aproximativ un minut, două, cât este necesar, până când aerul din interior se încălzește suficient ca lampionul să poată zbura. Când s-a încălzit destul, veți observa că lampionul are tendința să se ridice. Bun, acesta este momentul în care cu atenție veți elibera lampionul în sus cu ambele mâini. Bineînțeles, când o să vă dăm noi startul, nu le eliberați fără a vă da noi startul, dragi prieteni. Nu în ultimul rând, vă rog să țineți cont de recomandările organizatorilor și să lansați lampioanele doar în acest perimetru din Piața Unirii. Deci vă rugăm, nu vă duceți în partea aceea, să stea toată lumea în această zonă. Deci în această zonă. Da, vă rugăm să vă dați din această zonă, pentru că să eliberați partea asta și lampioanele trebuie să le lansați doar în acest perimetru al Pieței Unire. Nu acolo, în zonele unde sunt copaci și unde sunt alte obstacole de care s-ar putea lovi ulterior. Ok, așa cum vă spuneam, împreună putem transforma o singură oră a Pământului în mii și milioane de acțiuni de impact pentru casa noastră comună. În continuare, îl invit pe cel care a adus ora Pământului și la Focșani pentru prima dată în 2018, primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, să ne spună câteva cuvinte. Bună seara! Dragi tineri, bună seara doamnelor și domnilor, iată o seară minunată de primăvară, vă mulțumesc foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare, o zi importantă pentru întregul nostru pământ. Noi care facem parte dintr-o lume civilizată, am zis să sărbătorim așa cum se cuvine, să arătăm respectul nostru ca de fiecare dată față de tot ceea ce ne înconjoară. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, într-un mediu sănătos, frumos, și să le asigurăm celor mici care astăzi sunt alături de noi și nu numai lor, tuturor copiilor, un viitor minunat și un mediu frumos și curat. La mulți ani tuturor, la mulți ani Pământule! Mulțumim, domnului primar, aplauze! Mulțumim! Așadar, dragi prieteni, din acest moment o să-i rog pe voluntarii noștri să înceapă distribuirea lampioanelor și vă rog să le desfaceți, dar să nu le aprindeți până în momentul în care o să facem numărătoarea inversă și vom stinge luminile la ora 20:30 de minute. Deci atenție, la 20:30 de minute începem de la 10 și terminăm la 0, bineînțeles, stingem luminile și abia apoi lansăm lampioanele. Dragi prieteni, mai sunt încă 4 minute, așa că începeți să luați lampioanele din punctele de distribuire și să le pregătiți așa cum am spus mai devreme. Hai să repetăm încă o dată instrucțiunile.
În primul rând veți scoate lampionul din ampalajul de plastic, îl desfaceți și verificați integritatea învelișului exterior. Dacă observați că este rupt, nu folosiți acel lampion și încercați să luați altul, dacă mai sunt disponibile. Veți vedea că la baza lampionului este o pastilă de combustibil deja montată pe suport. Asigurați-vă că pastila stă bine prinsă și nu există riscul ca aceasta să cadă în timpul zborului lampionului. În continuare, o persoană va ține lampionul desfăcut, iar a doua persoană va prinde combustibilul, de preferat cu o brichetă. Aveți grijă ca lampionul să nu se ardă pe margine. Țineți lampionul în această poziție aproximativ un minut, două, cât este necesar, până când aerul din interior se încălzește suficient încât să poată zbura. Când s-a încălzit destul, veți observa că lampionul are tendința să se ridice în aer, desigur. Acesta este momentul în care, cu atenție, veți elibera lampionul în sus cu ambele mâini. Nu în ultimul rând, așa cum am spus mai devreme, vă rugăm să țineți cont de recomandările organizatorilor să lansați lampioanele doar în acest perimetru din Piața Unirii. Nu în partea aia sau nu în locuri unde s-ar putea prinde lampioanele de copaci sau de obiecte mai înalte. Vă mulțumesc pentru atenție, haideți să ne bucurăm împreună de spectacolul lampioanelor pe cerul Focșanului, DJ Cosmin in the mix tonight! Luați lampioane, puneți-ne în poziția de atac, pentru că în mai puțin de 2 minute vom face numărătoarea inversă și vom stinge lumina aici în Piața Unirii și vom lăsa lampioanele, da? Deci puteți să le puneți pe poziție, puteți să începeți să le dați și foc pastilei, ca acestea să prindă aerul necesar să se poată ridica sus, 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 sus pe cer, dragi prieteni! În această seară aici în Piața Unirii 1400 de lampioane își vor lua zborul în cel mai amplu eveniment de ora pământului a la Focșani, unul din orașele, municipii, reședință de județ în care se desfășoară acest eveniment minunat, eveniment care se desfășoară desigur pe tot mapamondul ca o sărbătoare a pământului, ca o sărbătoare a luminii și așa mai departe. Hai să vedem, 20 și 28 de minute, un minut și câteva secunde ne despart de momentul magic al lansării lampioanelor, de momentul sărbătoririi orei pământului, o oră în care lumina se va stinge aici în Piața Unirii ca o celebrare a orei pământului 2024! Deja au început să se aprindă lampioanele, aveți grijă, țineți-le foarte bine și iată, deja este și 29. Mergeți acolo. Deci cei din partea aia de acolo v-am rugat să veniți aici în Piața Unirii, să nu lansați lampioanele în partea stângă, în fața primăriei. Vă rugăm să le lansați aici, în față. Atenție, începe numărătoare inversă, dragi prieteni, cu toții! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, stinge lumina, lasă lampioanele!
Ok, vă rugăm să nu mai lăsați lampioanele din fața primăriei, să veniți cu ele mai spre piață. Cei cu lampioanele din partea, din fața primăriei, veniți cu ele în partea asta. V-a rugat de foarte multe ori în această seară. Iată că lampioanele se opresc în copaci. Mulțumim!
Ok, dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost cu noi și încă mai sunteți cu ocazia Zilei Pământului cu această lansare de lampioane minunată. În continuare, un program muzical susținut de DJ Cosmin in the mix tonight! Let's dance, go! Asta cine rămâne cu noi la petrecerea de ora Pământului. Let's go, go! Ai, ai, ai!